și să aducem în fața micului ecran, alături de dumneavoastră, alături de noi, persoane dragi sufletului nostru, oameni care au trecut prin viață, prin rele și bune și care cu siguranță au purtat de-a lungul anilor o serie de lecții pe care poate ni le împărtășesc și nouă și împreună reușim să învățăm, de fapt, ce reprezintă viața cu adevărat. Spuneam într-una din edițiile precedente că cel mai important este să fim mereu cu sâmbetul pe buze. Uneori putem, uneori nu putem, pentru că astăzi este o zi foarte importantă, pentru că în numele de Maria, Marian, Marilena, domină județul nostru, ne-am propus să aducem la emisiunea Pe Culoarele Vieții una din cântărețele de suflet ale noastre, una din cântărețele rapsozilor Vasluiului, spunem așa frumos. Rapsodia Vasluiului. Da. Rapsozi, sunteți rapsozi, pentru că încântați sufletele noastre de fiecare dată. E diferență între rapsozi. Da, da, și da. Și adevărata termen de rapsodie. Doamna Marilena Guscă, vă spun din suflet la mulți ani, pentru că este și ziua dumneavoastră. Mulțumesc la mulți ani și ție, Măriuță, că este și ziua ta. Mulțumesc mult. Deci, iată un motiv în plus să ne bucurăm de această, exact, măcar acum, într-o zi importantă, într-o zi de sărbătoare. Exact. Nu trebuie să ne bucurăm numai în zilele sărbătoare, noi trebuie să fim bucuroși mai în toate zilele, dar după cum vrea Dumnezeu, știi, sunt și bune și rele. Și rele. Așa este. Am determinat așa puțin telespectatorul nostru, alături de la emisiunea Pe Culoarele Vieții, să ne cunoască pe mine poate mai puțin, doar dacă mă voi așeza pe fotoliul celălalt, cât mai mult pe cei pe care îi întâlnim într-o zi obișnuită, într-una din edițiile de știri sau alte emisiuni cu caracter diferit, să-i cunoaștem dincolo de aparențe, să-i cunoaștem așa, poate să ne împărtășească din experiența acestora. Așadar, să știți că o să aveți pe parcursul acestei ore o temă foarte grea de făcut, aceea de a ne răspunde cât puteți dumneavoastră, firește, nu putem nici să fim obraznici, da? Da. Din ceea ce a reprezentat pentru dumneavoastră viața până acum. Pentru că e plăcut, la un moment dat, să poți împărtăși din experiența ta de viață, fie mai multă, mai puțină, mai plăcută sau mai puțin plăcută, și eventual să ceilalți care o ascultă să aibă ce să învețe din ea. Ei, vedeți, viața ne rezervă și bune și rele. Noi trebuie să trecem prin toate. Nu este nimeni sfânt, nu este nimeni, mai de mine, eu nu am necazuri sau nu am trecut prin necazuri sau toți trecem prin necazuri. Dar în același timp avem și bucurii și le compensăm una cu cealaltă. Vă spuneam că aveți una din meserile poate cele mai frumoase, dacă ar fi să ne gândim că sunteți persoana care încântă sufletele oamenilor. Da, sunteți cea care aduce zâmbetul pe buze. Dar mă gândesc, cine este Marilena Guscă în momentul în care cântă și poate a trecut printr-un moment mai puțin plăcut? Marilena Guscă este solistă de muzică populară la orchestra Rapsodia Vasluiului. Suntem angajați ai primăriei municipiului Vaslui. Și le mulțumim pentru că ne suportă și salut toți angajații primării, minunat, sigur că da, și toți membrii orchestrei Rapsodia Vasluiului. Ce să fac? Sunt eu vă întreb, o fată de la țară. Asta vreau să vă întreb, în momentul în care trebuie să cântați și poate nu aveți dispoziția necesară, cred că este o experiență foarte grea pe care trebuie să o trăiți în acele momente, pentru că trebuie să fiți actor. Exact. Păi nu, indiferent prin ce ai trece, în momentul când ai urcat pe scenă sau ești într-o emisiune sau acolo trebuie să ai zâmbetul pe față, nu trebuie să arăți că în spatele acelui zâmbet poate se ascunde ceva. Nu. Ai căzut, ai ridicat, mergi mai departe. Nu. Trebuie să fii în fața publicului zâmbitor, trebuie să fii cu fruntea sus, trebuie să te prezinți frumos, să fii mândru de tine, în primul rând.
Haideți să ne întoarcem, de fapt, la ceea ce ne interesează. Exact. Să o cunoaștem pe doamna Marilena Guzgă și ar fi frumos, aici am putea să spunem, am obișnuit invitații să aducă alături de noi și poze, poze de suflet. Și mi s-a întâmplat de această dată să nu găsim poze. De această dată nu am luat poze. Ia ducem aminte unei colege de presă care ar trebui să ne dea nouă pozele ulterior. La următoare emisiune. Dar poate, dincolo de aceste poze, faptul că nu le avem, completăm prin discuția noastră câteva elemente care v-au definit pe dumneavoastră. Să luăm așa cu începutul. Din câte am înțeles, trebuie să recunosc că nu mi-am făcut foarte bine temele, dar am reușit totuși cât de cât să aflu că sunteți din zona Iașului. Deci ieșancă, moldoveancă. Da. Eu sunt deloc din comuna Tansa, județul Iași. Suntem la interferență cu județul Neamț. Deci cam la 3 km. Mai exact, suntem frumoasă. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. O zonă o comună mare, o comună mare de unde vin eu. Comună cu vreo 6.000 de locuitori. Bineînțeles că n-am fost în satul meu de mulți, mulți ani. Mă duc foarte rar că nu am timp. Dar, în schimb, îmi place să merg acolo. Și gândul-mi stă acolo. Aș vrea să merg, dar nu știu când. Sunt oamenii gospodari acolo, mai am rude acolo și, bineînțeles, că o să merg. De fapt, părinții? De ce? Nu. Părinții mei sunt la Todirești. Da. De fapt, povestea vieții mele puțin este un pic, așa, un pic mai încurcată. Ca să ajung exact unde trebuie, astea sunt valurile vieții. Părinții mei s-au despărțit din 1974. Ei, mama mea este la Negrești, tatăl meu este la Todirești. Deci, un exemplu, un moment mai puțin plăcut în viața dumneavoastră, erați tânără? Eram copil când s-au despărțit părinții. A fost un moment foarte greu, dar l-am Pentru depășit. Pentru că atunci nici nu se obișnuia. Nu prea era la modă familie, ca acum. Nu, dar și în societate. Probabil că... Era ceva curios pentru mai cum... Deci s-a întâmplat de s-a despărțit cu tare, dar oare de ce? Deci toată lumea își punea întrebarea. Ei, așa a fost să fie. Implicit copii, îmi imaginez, prietenii. Da, a fost o perioadă foarte grea, foarte grea atunci, dar am depășit. Câți frați? Mai am o soră. Este la Sibiu. Deci tot aici în țară, este la Sibiu, bine că vine o dată sau de două ori pe an acasă, vine ca să ne întâlnim cu toții, să fim în familie, cât de cât reuniți, măcar de două ori pe an și e bine așa. Da. Da. E bine pentru că astfel de momente de reunire a familiei probabil sunt acele momente de sunt momente liniște, oaza aceea de liniște necesară exact. La un moment dat. Momente plăcute, momente care le aștepți cu nerăbdare. Ce mai frumos că atunci când e familia unită și stau cu toți la masă, fiecare cu povestea lui, fiecare cu... Da. Mă rog, și trec orele, nici nu știi când. Și tot povestind. Și, regreți când îmbătrânești și îți mai aduci aminte și de copilărie și de una și de alta și momentele plăcute ale vieții. Bineînțeles, și acum ne facem momente plăcute în viață, că suntem oameni și trebuie să trăim. Nu? Ce se întâmplă? Mai mergem la o petrecere, mai mergem la o distracție, mai mergem la cumpărături, mai facem piața, ne mai odihnim. Trebuie să ne trăim viața. Mai ascultăm melodii. Piesa doamnei Marilena, de exemplu. Sigur că da. Pentru că am zis așa, vreau să vă cunosc, sau cel puțin vă provoc în a ne prezenta ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut în viață, dar pentru că e o zi de sărbătoare, am zis să strecurăm emisiunea și cu piese, cu cântece populare, puțin mai multe decât de obicei. Eu aveam ambiția de a trage tot ce pot de la dumneavoastră. Nu, dar nimic, avem timp să povestim, sigur că da. O să rog frumos pe colegii mei acum, pentru că dăm startul emisiunii și eventual să reîmprospătăm memoria. Am să prezint o primă melodie de pe noul album care l-am înregistrat cu Orchestra Trandafir de la Moldova din Huș. Sub bagheta maestrului Valerica Petraru, cărora le mulțumesc din suflet. Sunt niște oameni extraordinari. Ei, și am să prezint în această emisiune câteva melodii din... De pe album Om Bogat? De pe Om Bogat și Om Sărac. Om Sărac. Și chiar de așa se intitulează prima melodie. Datorită piesei? Nu știu, probabil din trăirile sufletești. Sunt melodii care le-am compus. Mi-aparțin în totalitate, deci cantautor, linia melodică și textele.
Și sunt melodii din trăirile noastre sufletești. Deci fiecare piesă vă reprezintă, să spunem așa. Da, are câte ceva. Sunt și melodii de joc, sunt și melodii de pahar, sunt și melodii de ascultare și... Deci prima piesă pe plăcute. Care vom asculta este chiar Om bogat, Om bogat și Om sărac. Este și videoclip făcut pe această piesă și mai am și altele care o să vi le aduc. Și da, asta discutăm pe parcursul. Bineînțeles. Pot să mă pregătesc, da? Puteți să vă pregătiți în timpul acesta, deci vom asculta, doamnelor și domnilor, emisiunea Om bogat, Om sărac. Trebuie să recunoaștem că astfel de momente sunt unice pentru noi, mai ales că emisiunea Pe culoarele vieții se desfășoară în timpul săptămânii și ne-am propus totuși să vă descrețim frunțile de această dată alături de doamna Marilena Guzgă, care vă dedică din suflet o piesă. Dedicăm marilor, marianelor, marinilor, marilenelor și cui să mai spunem, tuturor celor care au un nume cu derivat care de la... acest nume. Da? Pentru că, din câte am înțeles eu, de fapt 8 septembrie este ziua de sărbătoare. Exact. Mai puțin 15 august. Atunci semnifică altceva. Altceva, într-adevăr. Asta e pentru sărbătoare. Aici alături de noi. Deci să știți că din versurile pe care le-am ascultat, e clar că am remarcat viața multor vasluieni.
zic vasluieni, bârlădeni, cușene greșteni. Multor oameni. Da? E viața celui care nu mai are ce face, care a ajuns într-un final... Da? Sper să fie o piesă de actualitate și să fie plăcută tuturor. Pentru că am creat-o cu... Nu știu, cu mare influență asupra... Că ați închis ochii, v-ați uitat, de fapt nici nu trebuia nici cu ochii deschiși, nici închiși, pentru că, nu știu, așa mi-a venit ideea, având în vedere că și eu am copii plecați în străinătate. Vedeți că e legat și de străinătate, pentru că ești bogat, ești sărac, nu știu. Ce se întâmplă? A fost ceva... Se întâmplă că nu mai avem, nu mai avem românismul acela, poate nu generat de lipsa a fost. Banilor. Asta nu este, mai este, nu? Nu mai este și nici nu o să mai fie, cred, vremuri mai bune. Vom vedea, nu știu. Sperăm. Speranța moare ultima, știi? Da, speranța moare ultima, dar din păcate la mai bine, remarcăm faptul că numai tinerii, odată finalizând studii medii, superioare, nu mai au posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă atât de ușor sau... În partea cealaltă, vorbeam chiar cu dumneavoastră înainte de a începe ediția, că sunt și cei care doar vor bani, care nu sunt dornici de a investi un efort din partea sa în așa fel încât să demonstreze că merită. Sunt, probabil, vremurile acestea sunt foarte tulburi. Sunt tulburi pentru că părinții nu au mai avut timp să stea alături de ei prea mult. Așa este. Așa este și... Nu este îmbucurător faptul că în ziua de astăzi tineretul nu mai este educat ca pe vremea noastră. Eu, cel puțin când eram copil, păi la noi se știa ce e rușine, ce e la respect. Păi când eram copil, de ieșeam din curte, plecam la școală, păi mama așa ne învăța. Acasă, mama, bunicii, a ieșit din curte sau din ogradă, cum era, așa se vorbea la țară. La toată lumea respecti pe toată lumea, dai bună ziua, dai bună dimineața. Până în ora 11 dai bună dimineața, de la 11 dai bună ziua, până spre seară, bună seara. Nu se discută. Că e bătrân, că e tânăr, că la toată lumea, pe toată lumea să respecti. Ei, noi am învățat chestia asta, normal. Știam respectul. Ei, respect. Dacă ai dat bună ziua la cineva, nu e un lucru rău, te respecti pe tine în primul rând, nu? Deci, băi, a cui copilul ăsta a trecut? Oare a cui? Mă rog, că oameni de la țară. Aia locutare, păi uite, e un copil educat. Și ei, ce am ziua de astăzi și în ziua de astăzi, în mediul rural, oamenii te salută chiar la dacă țară, nu te da. Cunosc. Da, să știți că au un alt grad de civilizație acolo. Nu știu, sunt mai rușinoși, sunt mai... Nu toți. Înainte vreme era rușinea da. Peste tot, dar acum nu se mai ține cont de așa ceva. O iau de-a dreptul, toți. Păcat, tineretul de astăzi este obraznic. Nu este frumos de ceea ce fac mulți din ei, o parte din ei, dar asta este. De aceea ziceam că poate și pentru că părinții nu mai au timp. Se spune că mulți întotdeauna caracterul plecați. Se formează în prima parte a vieții, atunci. Exact. Adică, indiferent exact. De ceea ce, de gena pe care o ai, indiferent de ceea ce tu ajungi de omul din tine, trebuie să-ți respecti în primul rând și neamul și părinții, și... Exact, exact. Și, bineînțeles, cadrele didactice începând cu în vârsta de rând, 7 ani, cu clasa. Deci mergi la școală ca să înveți ceva, să-ți intri ceva în memoria asta care o porți cu tine, să fii un om în societate. Să ne la rândul tău acordeon. Să poți să ajungi da? Și tu să ajuți pe cineva. Să ne dați un puțin la acordeon și să-mi spuneți. Îți povești mult. Da. Ați învățat singură să cântați? Cum? Da, am învățat. Am mai spus-o la mai multe televiziuni și apoi da. Chiar din colegii mei spuneau băi, dar tu știi să cânți la acordeon? Hai băi, lăsați-mă în pace, cum să nu știu? Am învățat și eu atunci, dar voi credeți că eu mai țin minte acum dacă trebuie să exersez. Normal, ideea o ai. O ai, ca sinii. Cunoști notele, să... dar trebuie să exersezi ca să poți să ajungi... Ai, las că eu fac treabă cu gâtul numai. Da. Acum nu mai fac pe clape acum. Da, totuși... Dar povestea pe atunci era îmbucurătoare tare pentru mine și era frumos. Cum? Eram așa de mândră când mergeam la serbările școlare și mă acompaniam singur, îmi puneau o stație cu microfon și cântam la serbări și... Primeam de aplauze și așa eram de bucuroasă și de fudulă, de nu mai puteam, mamă. Da. Era ceva foarte plăcut. Momentele copilăriei și mi-aduc aminte de ele pentru că da, au fost momente frumoase. Autodidact. Asta vreau să spun. Ați avut un profesor, un învățător care să vă fi îndrumat ulterior? Nu. La noi, eu în școala generală, pe atunci nu erau să mergi
să faci coruri, să faci cum să te pregătești. Nu știu, probabil nici nu era timp pentru așa ceva să ocupi profesorii pe atunci, dar cântam individual fiecare la serbări. Da. Da. Fata locutare, mergem la serbări. Veni să recitau poezii, să mai făcea câte un fragment dintr-o piesă de teatru, da, ca la școală. V-ați învățat așa puțin, da, să fiți artistă. Da. Părinții, ce au spus? În momentul în care ați terminat clasele medii, cum era atunci? În ce generație? Până în clasa 8-a era gimnaziu? Școala generală. Da? Era școala generală, da? Se chema. Acum merge. A început ideea de liceu. Da, de acum încolo. După aia am plecat la liceu la Iași. Am terminat liceu. Ce liceu ați făcut? Ce domeniu? Am făcut în industria ușoară. Deci ați mers pe principiul munca, nu? Da, îmi plăcea, aveam eu niște vecini acolo în sat la mine și când veneau acasă, lucrau la Iași, la o fabrică, la o tesătorie în Iași. Și când veneau acasă, veneau ele așa de cucoane și așa de fuduli. Și pe mine m-a încântat așa de mult chestia asta. Zic, nu se poate, mă duc să fac și eu școala aceea acolo ca să ajung și eu cucoană ca astea. Da. Înțelegi? Da. În afară de ideea că la școală mă întrebau toți profesorii, ce iubești cel mai mult? Ce vrei să ajungi? Ce, mă rog, cum? Fiecare spune întrebări. Eu eram cu muzica. Eu iubesc muzica. Băi, du-te cu muzica ta că n-ai să ajungi nicăieri. Ei, eu muzica o iubesc și gata. Dar în cap aveam ideea că eu vreau să ajung cucoană. Cele pe care veneau acasă, așa mă întrebau. Părinții, mama... Ei, dragul mami, te duci unde ți-a place ție. Eu nu pot să te oblig. Normal că în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Ați mers după... ați locuit cu mama în, da? Todirești. Da, sigur că da. Bine, mergeam la ambii părinți. Și la mama și la tata nu se punea problema. Și acum la fel. Deci părinții mei trăiesc. Da. Și merg și la unul și la altul, nu. Foarte frumos. Sunt părinții mei, da, sigur că da. S-a menținut principiul familiei, exact. Chiar dacă anumite probleme au împiedicat fericirea celor doi părinți. O poveste de viață mai tristă. Nu știu, viața a fost cam dură cu mine. Eu n-am fost dură cu ea, dar ea a fost dură, da, cu mine. Bine, asta a fost destinul, nu am... Nu v-ați certat cu ea? Nu m-am certat, da? Viața a fost dură. Ați fi dat-o, după cum văd, pentru că mi-a făcut un articol scris, într-adevăr, de colega noastră, Mihaela Manu. Dincolo de viața grea pe care spuneți că ați avut-o, nu se observă. Aveți o... Nu trebuie să observe. Sunt o fire optimistă. Nu știu câtă lume vă cunoaște exact, dacă v-a văzut față în față, dar vă spun, aveți un ten foarte frumos, fața luminoasă. Asta înseamnă Mulțumesc. Că ați fi dat viața, de asta am zis. Sunt o fire optimistă și dau repede necazul la spate, îl uit repede. Deci merg cu fruntea sus, ce am spus până înainte, ai căzut, te ridici și mergi mai departe. Nu și rămâi acolo, că după aia nu? Acolo rămâi. Da. Mergi mai departe. Nu, eu n-am fost așa, am dat repede necazul la spate. L-am uitat, cu toate că mi-aduc aminte, mă gândesc la el și așa, mă stresează unele chestii, dar merg în continuare, să vedem mâine ce o fi, ce o să mai întâlnesc, ce mai rezolv, ce mai realizez. Ce... Nu, mergem înainte, dăm... Viața trebuie să o trăim. Corect. Și bineînțeles că viața o trăiești și cum ți-o croiești. Nu, dacă am un necaz, gata, mă apuc, mă bociesc, mă plâng, mă jelui, mă... Dar pentru ce să îmbătrânesc pentru necazul respectiv, îl depășesc și merg mai departe. Poate aceste necazuri sunt făcute exact pentru a ne determina pe noi să fim mai puternici. Aceasta e o filozofie de viață, exact. E drept că s-ar putea să râde cine ne urmărește experiențe. Când vorbim, da? Dar probabil experiența, aș spune cuvântul în cele din urmă. Astea sunt teste de viață, ne testează viața, da, și cu bune și cu rele, să vadă până unde o să ajungem, cât o să putem rezista, cât... Și cum ați rezistat dumneavoastră la un liceu cu profil industrial, în contextul în care ați vrut să vă gândeați la muzică? Păi după ce am terminat cu liceul, m-am căsătorit. Cu bune și cu rele, l-ați terminat, așa? L-am terminat. Da. M-am căsătorit. Am plecat la Constanța. A venit momentul. Era necesar. A venit momentul. Acum? Nu, atunci. Oi, Doamne, aveam 17 ani. La 17 ani? Ați spus da? 17 ani și... ceva. Și jumătate. Mama nu spunea nimic, nu acum. Ei, ce să mai spun? Au fost momente grele pe atunci în viață și am zis că nu se poate, trebuie să mă localizez undeva, să... Nu știu, pentru noi era un...
un ceva nefiresc, nu trebuia să întâmple ce s-a întâmplat. Și, da. Mă rog, nu, a fost ceva foarte dur atunci cu noi, mă refer la mine și la sora mea, dar le-am depășit, au trecut. Și v-ați căsătorit? Ei, am căsătorit. Cum l-ați cunoscut? Nu mai spun că nici nu vreau să-mi aduc aminte. De ce? De ce? Pentru că am avut multe necazuri în viață cu el. A fost o persoană foarte rea. Violentă, nu. Deci, dincolo de dragostea de început, dincolo de fiorul acela... Amuzamentul meu pe atunci, că să mă căsătoresc, că să fiu undeva la locul deci, meu și să fiu... Căsătoria dumneavoastră, atunci v-ați gândit doar principial, doar din ideea că să voi fiu undeva o femeie stabilă, la casa mea. Exact. Nu v-ați gândit? Erați copilă, de fapt. La ce să vă fi minte gândit? De copil, exact. Ei, pe când a fost foarte dură viața cu... Da, am făcut-o pe furișă. Deci bărbatul meu nu știa că eu mă duc la școala de artă. El lucra în port, eu lucram undeva la o... la fabrica de... din Constanța. Lucram undeva la CTC. Bine, pe atunci erau totuși cu totul alte... introducerea mea acolo a fost foarte binevenită și am dus-o foarte bine acolo. Am avut și o funcție de răspundere, mă rog, cum era cu UTC-ul. Cu... Da, ați avut posibilitatea. Așa, și m-am ridicat repede sus. În schimb, n-am rezistat mult, 2 ani am stat la Constanța, am avut primul copil și am venit înapoi la Moldova. Am venit în Moldova noastră dragă, deci m-am dus în sat acolo la... Împreună? Da, întors. Împreună cu soțul. Și am lucrat la fabrica de la Țibănești, la țesătorie. Țesătorie, exact. Da, și făceam navetă 13 km pe jos. Pe jos de făceam navetă. De acasă până la fabrică. De acasă și până la fabrică. 13 km dus, 13 km întors. Ați spus că ați făcut școala populară de artă. Am făcut școala populară de artă, bine, aia a rămas și bine făcută. Nu ați dorit să mergeți mai departe, să cântați, să cum vă integrați să într-un ansamblu? Păi îmi doream, dar nu aveam unde pe acolo și nici nu îmi dădea voie. Înțelegi? După ce o perioadă de timp n-am mai, și n-am mai putut rezista... Deci, ceea ce s-a întâmplat cu viața mea. În loc să fie mândru de faptul că are alături o artistă. Pe atunci eu exersam mai mult acasă. Îmi învățam melodii. Îmi plăcea foarte mult Irina Login, Maria Ciobanu. Bine, cu ei am crescut. Da. Erau foarte puțini atunci. Erau mari artiști care și acum sunt foarte cunoscuți. Cu ei am crescut, nu? Ei, pe când acum s-au mulțit ca ciupercile după ploaie. Asta este. Mi-ați amintit că vreau să vă mai întreb câte ceva referitor în partea a doua a emisiunii. Deci, practic, ați fost nevoită să cântați pe ascuns. Pe ascuns. În schimb, după ce m-am întors acasă, mergeam la petreceri în sat. Erau nunți în sat, erau... Și la mine la nuntă au venit... Diferite familii trebuia să mergem și noi să le dăm datoria înapoi, că așa se spunea la țară. Da, da. Ei, mă duc la cutare, că a fost la mine la nuntă, trebuie să mă duc și eu. Bineînțeles că acolo mă puneau oamenii să le cânt. Mă știau oamenii că fata lui Cutărescu, na, cântă de pe băncile școlii, că noi o cunoaștem și... În fine, și mă puneau oamenii să le cânt la nuntă. Eu știam melodii, pentru că îmi plăcea și asta, era da. În sufletul meu. Dar nu mergeam într-o orchestră, eu știu, undeva, ci era pentru mine. Și am început să cânt la petreceri de acolo din sat, dar vai și amar de pielea mea după acea petrecere. Pentru că bărbatul meu era gelos și făcea foarte mult panoramă și scandal. Înțelegi? Deci a fost o viață foarte, foarte dură. Nici nu vreau să-mi aduc aminte de acele momente. Bine, că el în 1993 a murit. Și am rămas și mi-am crescut singură cei 3 copii. Eu am 3 fete. A fost o viață mai, v-am spus, mai încurcată. Dar, în ciuda faptului că a fost greu, mă mândresc astăzi cu copiii mei. Și eu m-aș mândri ca fată, dacă aș fi, cu așa o mamă care a știut să lupte. Am luptat și voi lupta cât voi putea. Discutăm.
propun din nou să mai facem o cântare, pentru că am impresia că lumea, în loc să se veselească astăzi... Nu, exact, exact. Nu? Să trecem și la părți mai vesele. Trecem la părți exact. Mai vesele. Trecem la părți care au reprezentat, cred că, tinerețea dumneavoastră propriu-zisă, nu? Acum, ce să zic, ulterior decesului soțului, sunt foarte curioasă. Nu, pe mine nu m-a întristat chestia asta. Cum a decurs viața dumneavoastră. De potrivă, eu am fost bucuroasă. Da. Pentru chestia asta, că am scăpat de un calvar. Așa era atunci. Dar legat de sărbătoarea noastră de astăzi. Ce cântați acum? Am să cânt o melodie. Astăzi este ziua ta. Și am să o dedic tuturor măriilor, mărinilor, marianelor și ție, Măriuță, că ești o fată super drăguță. Mulțumesc, mulțumesc, nu mai spun. Și mie, mi-o dedic că și eu sunt Marilena. Asta vreau să vă zic, atunci am să-mi permis să fac dedicația și către dumneavoastră și să cântăm Astăzi este ziua ta. Vă dedic tuturor, dragele mele, și vă pup pe toate. Da, să fie așa o piesă care să vă înveselească, dragii noștri, pentru că emisiunea de astăzi ne-o surprinde pe doamna Marilena Gus, că între tristeți și bucurii și alături de dumneai putem și noi să ne înveselim totuși și să învățăm că, indiferent ce ne rezervă viața, problemele de zi cu zi, e foarte important să ne împăcăm cu ceea ce ni se întâmplă și probabil, cred că asta de fapt este să lupți, să mergi mai departe, de fapt, nu e cel mai... Așa este. Trebuie să luptăm. De a zic că cine ne urmărește s-ar putea să spună că ar fi doar discuții simple. Însă am remarcat că e așa o tristețe pe stradă în momentul în care faci o simplă plimbare și puțin oameni sunt veseli, puțin oameni au aerul acela de... Asta așa este. De bucurie. Este. De aceea, haideți să... Astea-s vremurile, acum trebuie să ne veselim. Astăzi este ziua ta. Astăzi este ziua.
Foarte frumos. Cântecul Sânii la Line, așa cum le-am propus telespectatorilor, și câteva picanterii de viață, dar Sânii la Line și câte un cântecel alături de dumneavoastră. Dacă tot așa se intitulează emisiunea... Când e ziua dumneavoastră? Oho, mai este. Când e? 7 februarie. Știți de ce v-am întrebat? Povestindu-mi despre întâmplările plăcute sau mai puțin plăcute, mă întrebam ce zodie sunteți. Sunt vărsător. Credeți în zodie? Să zicem că da, să zicem. Nu, eu nu prea cred în... Vă definesc trăsăturile definitorii ale acestei zodii, vărsător? Da. E o zodie a oamenilor care luptă. A oamenilor care sunt ambițioși. Zice că ai vărsătorii, una spune, alta face. Băi, ce vrei? Eu te mai aperi câte o prostie așa. Una spui și alta faci. Nu e chiar așa. Toate se fac cu undeva judecată. Undeva aici toate se nu fac există judecată. Organizare nu cunoscută doar de dumneavoastră. Anii 90. Ați trecut peste greutatea de moment, așa, da, reprezentând decesul soțului. Trei fete. Câți ani au fetele dumneavoastră? Păi, cea mai mare are 32 și cea mai mică 25. Și toate trei plecate? Numai una o am aici. Laura, cea mai mare, fiica mea. E aici în zona Vaslui? E aici în Vaslui, da, și cu nepoțica mea, Andra. Am și nepoțică. Ce bunică, da. Ce bunică tânără. Arăt eu o bunică? Nu! Nu! Păi, nu nici sunt. Nu cred că mi-aș da seama dacă v-aș vedea pe stradă. Câți are celelalte... nepoata dumneavoastră? E în clasa 3-a. A, e și mare. E mare. E mare, în schimb nu cântă niciun. Nici fetele, nici... Nu va moșteni. Le place, ascultă muzica, dansează, distractivi, bai, nota 10. Dar nu cântă. Da. Bine, nici nu s-a... În viață trebuie să faci ceea ce îți place. Asta vreau să vă spun. Cum a fost? Ceea ce îți place. A fost oricum destul de greu pentru dumneavoastră. A fost greu. Trei fete. A fost greu, ei, da. Nu dai seama, da? Material, în primul rând. De asemenea, în privința unei bune organizări, pentru că tot discutam despre actuala generație, trebuia să fiți și mamă și în același timp să lucrați. Și da, deci, nu, și trei fete, fără un sprijin. A fost greu, dar chiar am depășit acele momente cu bine. Bine, m-a ajutat și mama mea. Nu pot să spun și pe asta, că le-i mulțumesc din suflet să rămână mamă dragă. M-a ajutat salutăm, foarte mult. O salutăm, poate o să avem posibilitatea, o să vă dăm un DVD și să mergeți cu el să vadă emisiunea. Da, e foarte... La orice emisiune mă duc, întotdeauna mă întreabă unde mai mergi, unde mai pleci, cum te-ai descurcat, cum a fost. Da, ia spune-ți. A fost greu, a fost ușor. Ați lucrat totuși într-un domeniu diferit până în anii 90. Am lucrat în domeniu diferit. Da, și ce ați făcut după? După decesul soțului? Care a fost pasul următor? Soțul meu a decedat în 93, deci destul din coace, după perioada comunistă, da, să spun așa. Dar în viață chiar suporți așa de ușor. La un moment dat ne-am și despărțit. Am plecat la mama mea. Am stat o perioadă acolo. Asta era prin anii 80. Ei, și atunci, mama mea fiind la Negrești... Chiar vreau să vă întreb, pentru că spuneți că ați trecut prin foarte multe greutăți, de ce nu ați ales calea aceasta de a vă elibera? Nu s-a putut. Așa cum a făcut mama dumneavoastră. Nu s-a putut. Era o persoană foarte rea, foarte violentă. Oriunde m-aș fi dus, mă urmărea. A existat panică. Și mi promitea multe amenințări și... Multe, multe chestii genul ăsta. Deci nici nu vreau să-mi aduc aminte de perioada. Sunt multe momente care le-am uitat. Pur și simplu le-am uitat. Mai aduc copiii aminte. Mama, mai ții minte cu tare. Vai! O mai ții, da, minte. Din păcate și fetele alături de dumneavoastră... Ei, da, sunt alături de mine. Mă iubesc foarte mult. Au simțit mult de atunci pericolul prin care treceți? Da, probabil. A fost momentul final, cel puțin a fost un moment de groază, dar nu vreau să povestesc de chestia asta. Da. Ei, și fiind, deci am zis, n-am mai rezistat, l-am lăsat, am plecat la mama. Ei, și pe atunci, în anii 80, la Negrești era ansamblul Hora de la Negrești. Mama mea locuia în Negrești, a lucrat la filatură la Negrești până a ieșit la pensie. Ei, și m-am dus și eu la acel ansamblu, atunci. Adică ați luat aurul de coarne. Da. Ați vrut să valorificați, de fapt, da, și de atunci școala am început pe care eu ați să cânt, deci din 80.
Și am mers, era la Casa de Cultură acolo domnul Nicolae Cioată, Dumnezeu să-l ierte, un regizor, un instructor foarte bun acolo, un om extraordinar. Și m-a primit în colectiv acolo unde numai pui că am făcut și PSI teatru acolo, am jucat și teatru în scenă. Au fost niște momente și foarte, foarte plăcute. Și v-au cerut studii neapărat în domeniu, bănesc că pe atunci nu aveați școala de arte și meserii. Am cântat, unde? La Negrești, în etapa Negreștiului. Nu era. Nu era, nu că era. Ulterior. Păi, atunci am venit după... și la primul festival la Vaslui, din partea organizației de la Negrești, am venit la primul festival Țară Nouă Cântec Tânăr, ediția întâi, unde am luat și premiu, așa atunci. Ei, și normal că ei acolo erau foarte, foarte mândri, după care am avut câteva spectacole cu ansamblul de acolo, că erau și dansatori, era foarte frumos. Profesionist. Costume frumoase, băieți buni, orchestra bună, se cânta foarte frumos. Și echipurile am plecat și noi într-un turneu. Dar unde crezi că am plecat? În satul meu, în Tansa. Așa. Da, cu cine am plecat? Chiar. Am plecat cu Gabi Luncă, cu Ion Onoriu. Și noi, soliștii care eram acolo la Negrești. La Negrești. Da. De acolo am plecat la Țibănești. Și era iarnă. Și un frig, și un ger. Era zăpada până la genunchi. Frig, dar era și distractiv. Și plăcut. Ei, și după aia am participat la Zilele Recoltei, atunci la Negrești, tot cu ansamblu Hora de la Negrești. După care a venit la Negrești, în spectacol, au venit mai mulți artiști, printre care Stella Popescu, Dem Rădulescu, Amza Pelea, cu care ne-am întâlnit în scenă, în culise, parcă-l văd pe Amza Pelea, acum Dumnezeu să-l ierte, un om extraordinar. A venit și mi-a adus 3 garoafe, special, mi le-a adus în culise, eu mă aranjam la oglindă, na, că eram, începusem și eu de acum cariera artistică. Da, erați artist. Trebuia să intru în scenă, noi intram înaintea lor, pentru că erau cap de afiș, trebuia să-și facă... Deci ați deschiderea și totuși era ceva deosebit. Era ceva deosebit, era foarte, foarte plăcut, foarte plăcut era. Cel puțin, orice te încântă. Când, dar mai când ales pornești pe un drum și ceva nou, te încântă. Maestru, marele actor, Amza Pelea, să vă aducă 3 garoafe. Și bine, eu mă aranjam, probabil i-a plăcut de mine sau nu știu, dar a venit special, doar erau mai mulți eram în, e clar în că cabină. A venit special la mine cu alea 3 garoafe roșii și a zis, astea sunt pentru tine special, măi, frumoasă. Moldoveancă frumoasă ce ești. Cum v-ați înțitat? Ei, dar eram în al nouălea cer, nu-ți dai mai seama ce în să mai... Și se cânta și live atunci? Da, totul live. Dar și acum, la spectacolele care le avem, tot live cântăm. Nu, mă refeream în general, așa, că sunt multe cântărețe care și-au făcut apariția... Păi pe atunci mergeai cu bandă, cu CD-uri, cu... nu, mergeai live peste tot. La anunți și la petrebini. M-au privit urât, probabil, colegele puțin. Nu știu, cred. Nu, invidia este mare peste tot, dar trebuie da, să da. Ignori și să mergi, să vezi de treabă și mergi mai departe. E mai și bine. Totuși, v-ați întors la soț. Momentul acela a fost o perioadă aia, frumoasă din viață. A fost o perioadă de un an și jumătate. Și ce v-a determinat să vă întoarceți? Nu știu, probabil... Dragoste. Nu neapărat. Frica de a fi singură cu copiii, probabil aveați deja... și copilul, că aveam și copilul și mintea tânără, cred, nu știu și m-a determinat că dacă aș fi avut atunci mintea de acum, nu o să întâmpla chestia asta, nici în ruptul capului. Mergeați mai departe pe drumul acela. Nici în ruptul capului. Pentru că faptul că v-ați întors la SOS a însemnat despărțirea de folclor. Da, nu, după aia am evoluat, deci am plecat de la Negrești, am dus înapoi, dar eram solicitată la petreceri cu orchestră și mergeam la nunți, la spectacole pensat pe la mine, pe acolo ce era, în împrejurim. Am mai participat la festivaluri, pe la Iași, pe la, aici la Vaslui, iar am fost la multe festivaluri. Da, dar soțul și... ce spunea? Aceeași problemă. Câte un ghiont, câte... Nu, deci momente care le-am depășit foarte greu, dar
am ales până la urmă ceea ce mi-a plăcut și am făcut ceea ce îmi place și fac ceea ce îmi place. Din care, după, revenind la perioada de după decesul domnului, ce a trebuit să faceți? Cum v-ați ales? V-ați întors la muzică imediat? Da. Imediat. Din 96, deci 93 el a murit, 96 eu am venit la Vaslui. M-am recăsătorit și atunci am plecat să cânt așa din plin, cu orchestră, cu niște băieți de la Vaslui, după care am evoluat în... Am mai participat la festivaluri, am și prin țară, am fost la câteva festivaluri, am făcut înregistrări, deci mi-am luat din plin meseria de interpret. Da, dar e frumos pentru că dumneavoastră, după o experiență mai puțin plăcută într-o căsnicie anterioară, ați pus da din nou. Da. Nu vă pare rău? Nu. A fost altceva. A fost altceva. O schimbare frumoasă. Da, da. E. Nici nu pot să-i spun chiar așa de frumoasă, dar oricum, a fost altceva. Și ce se întâmplă? Fiecare și are norocul său? Cum e? Cred, de norocul și-l mai face omul și cu mâna lui. Dacă îți pui în cap un plan, o idee. Da. Deci o idee de viață, o ceva. Pui un plan în aplicare. Ei, dacă te ții de el neapărat, este imposibil să nu rezolvi. Imposibil. Deci, întâi pornești de la idee. Ce ar fi să fac eu cu tare lucru? Azi mă gândesc așa, mâine gândesc așa, apoi mâine gândesc așa și în timp ideea se dezvoltă. Da? Da, se materializează, și chiar, nu? Și chiar pui prinde și... de contur. Exact. Da, se și vede. Și pui planul în aplicare și ajungi la partea finală. Uite, am reușit să rezolv și această chestie. Dar probabil că mai e și chestiunea asta legată, ce spun mai persoane mai în vârstă, că dacă nu prins trenul care trebuie, exact, degeaba te urci în acceleratul următor. Degeaba, dacă nu l-ai prins pe ăla care trebuie, degeaba. Sau ai rătăcit drumul, greu găsești cărarea. Sunt multe interpretări de genul ăsta. La Rapsodia Vasluiului cum ați ajuns? La Rapsodia Vasluiului am ajuns în 2005. Da, în 2005. Cum am ajuns? Întâi am participat la un festival aici, unde am luat aici un premiu, după care băieții de la orchestră mi-au zis n-ar fi bine să colaborăm. Adică poți să vii să colaborezi. Și apoi am plecat o perioadă cu dâns și pe la câteva spectacole pe aici, prin împrejurim. După care nu s-a făcut și angajarea la orchestră și de atunci mergem în continuare. Suntem ca o familie. Erați în același format? Tot doamnele Silvia Iene și Lili nu, Ciordan? Nu, Silvia Iene era, da, Silvia Iene era, nu era Lili Ciordan, nu era George Forcos, au venit după mine, da. Da. Era Ionel Trufea, bine, a fost Nelu Lupașcu, care eu nu l-am mai prins, a plecat și a venit Ionel Trufea în locul lui, dar oricum, suntem un colectiv bun, o familie bună. O familie, da, ca exact, o familie. Sunteți ca o familie. Exact. Treceți prin multe împreună. Ducem și grele și ușoare, le ducem împreună acolo, pe oriunde. O să vă rog să ne mai încântați cu piesa. Uai, cu mare plăcere. Sper că e o melodie de joc acum, am să invit toată lumea la joc. Așa ce că jucăm? De ce jucăm? Ce piesă? Păi, e o sârbă. Hai să vedem, nici nu mai știu ce titlul mai are. Hai cu toți deci în sat la joc. Deci la o sârbă. Hai cu toți în sat la joc. Și primarul, și notarul, și pădurarul, și tatăl meu a fost pădurar. Zic, ia să-l bag și pe el în piesa asta aici. Ce frumos. Deci cum v-a inspirat? V-a inspirat nevoia de a vă adresa și primarului? Păi da. Dacă tot te mai duci pe la sărbători, da, satului, la sărbători, și melodie dansantă. Și eventual chiar îi dedicați primarului. Ce să mai e primarului municipiului Vaslui? Toată lumea în piesa asta aici, ca să fie toată lumea mulțumită. Da? Haideți. Și dedicăm și această piesă. De această dată propun familiei celor care sărbătoresc ziua. Da? Exact. Ca să dedicăm mai mult. Ca să poată ciocni un par, să joace o sârbă așa. Exact. Primarul și cu notarul măi. Oh.
Își visa un obiș, taira, dara, dara, dara. Se jucă-n foraiși, taira, dara, dara. Am venit să cânt cu foc, taira, dara, dara, dara. Ce să vă invit la joc, taira, dara, dara. Ui, hai, bilele și-o mâncă! Hai, că treci și duminica! Hai, Ștefani, hai, Gheorghiță, măi, măi, Vasile și Ioniță, măi, măi, înșingiți fora mai mari, măi, măi, că-i loc pentru fiecare. Hai, Ștefani, hai, Gheorghiță, măi, măi, Vasile și Ioniță, măi, măi, ora mai mari, măi, măi, că-i loc pentru fiecare. Fetele și babili, taira, dara, dara, dara. Prijină gardurile, taira, dara, dara. Joacă nevestit de soi, taira, dara, dara, dara. De pe aici, de pe la voi, taira, dara, dara. Ui, pișoarele să vă meargă, ui, șăcurile să nu tacă, mă. Eu cu drag am să vă cânt, măi, măi, ca așa-i legea pe pământ, măi, măi. Cine are glas pe lume, măi, măi, să cânti să facă glumii. Eu cu drag am să vă cânt, măi, măi, ca așa-i legea pe pământ, măi, măi. Mari, taira, dara, dara, dara. Ui, dacă ai supărare, taira, dara, dara. Ui, hopa, hop și iar hop. Ui, joacălele nu stă-n loc. Fii de-o ghiță din ijloc. Ui, și vârte-o mai cu foc. Ui, de-așa. Foarte frumos. Da. Cum ar trebui să-mi învârtă, să învârtă mândra în așa fel încât să o amețească până la final. Mă uitam la colegii mei, mă gândeam că nu le-am servit decât cu apă deocamdată, dar am impresia că au intrat deja în ritmul pieselor și se mai încurcă, dar azi e posibil pentru că e sărbătoare. Ei, astăzi se iartă tot. Și mai ales că băieții sunt extraordinari. Noi am făcut cinstea. Noi ne putem permite să bem o guriță cu apă, nu? Da, bineînțeles. Ne cinstim și noi așa. Trebuie să ne cinstim, asta e clar. Și vedeți că până și de ziua dumneavoastră sunteți la muncă. E un aspect care probabil la un moment dat v-a durut așa în suflet, în familie, faptul că dumneavoastră când era sărbătoare trebuia să fiți pe drum. Ce spuneau fetele? Pe mine mă bucură chestia asta. Serios. Pentru că nu mai vin vecinii și nici neamurile. Sau da, ce să mă deranjez? Vreau să-i deranjez eu pe alții. Da, să știți că da, de ziua dumneavoastră faceți cinste. De ce? Pe banii primari. Fac cinste. Glumim, glumim. Cum v-a fost ca mamă? Nu v-a fost greu faptul că a trebuit să mergeți în spectacol, să fiți prezentă în zile de sărbătoare, în timp ce fetele trebuiau să evolueze lecțiile? Ba da, era greu, dar după cum am spus, m-a ajutat mama mea foarte mult. Și sărut mâna oricând și îi mulțumesc în orice clip. A fost alături de dumneavoastră, nu a deranjat-o că sunteți cântăreață din contră, cred că a nu, fost mândră. Din potrivă. Acum este foarte bucuroasă, foarte mândră. Bineînțeles că oprește și lumea pe stradă. Și apoi, înțeles, doamna, am văzut fata la televizor. Vedeți că fata mea a cântat aseară la nuntă sau a fost în cutare loc. Sau... Normal că e mândră, da. Dar asta se face numai prin muncă. Și fetele la fel? Fetele nici nu mai spun. Nici nu mai spun. Păi eu am videoclipuri pe care dragii mei le-am postat și pe internet. Le puteți viziona oricând. Și ei, în străinătate, nu prea au timp să prindă românii, care, bine, au da. Acolo tot ce le trebuie, au. Dar nu au timpul necesar la dispoziție. Dar spuneți-le fete, totuși, deci, clar, nu au avut acest talent. Nu au avut acest poate talent, dar muzica le place. Nu se știe, nu se știe. Ei, nu se știe, da, da nu pot să spun nu. Care nu. Nu pot să spun nu, exact. Dar totuși, bănuiesc că au...
preferat, mi-ați spus, una din fete aici, în Vaslui, alături de dumneavoastră. Da. Celelalte două au plecat. Da. Cum a fost? De ce? Păi... Nevoia, familia, că soții, fiecare soția. Tineret. Nu, că nu sunt căsătorite. Nu. Nu. Deci nu în calitate de soții să zici nu, că... Nu, au plecat pur și simplu în străinătate ca să-și facă un rost. De aici a pornit și Pesa, un bogat și un sărac. Da. Pentru că și eu am copii plecați în străinătate. Și normal că aici nu aveau cum să-și facă un viitor. Bine, au plecat de mulți ani. Deja s-au obișnuit acolo. În Europa? În Europa, în Spania. Una este în Europa, una este în Emiratele Arabe. Emiratele Arabe? Da. Înseamnă că aveți șansa foarte rar să o vedeți. O să vină în martie, o să văd, dar nu, eu mă mulțumesc că ea a ajuns acolo unde și-a dorit foarte mult. Mă refer la Simona, cea mai mică fata mea. Care e în Qatar. Care e în Qatar și-a dorit foarte mult să ajungă acolo. Nu pot să spun unde lucrează și... Dar sunt foarte mândră de ea, pentru că a avut ambiție. A învățat. A făcut o academie în Madrid, după care, când a ajuns în Qatar, a făcut și acolo academia a doua oară. Și a ajuns unde a vrut ea să ajungă. Nu știu, aș putea să spun și public, dar probabil mai puțin interesează pe telespectatori chestia asta. Nu, nu aici e mândria dumneavoastră personală. Dar sunt mândră de chestia asta. O mamă împlinită. Sunt foarte fericită. Ați reușit să împăcați până la urmă. Exact. Viața, vedeți? De asta, da, probabil, da, prin zâmbetul acesta ați fi dat-o. Nu știu, v-am zis, și... probabil și Dumnezeu m-a protejat și m-a ținut sub o aripă, sub o poală acolo sus, unde s-a uitat la mine, deci a pus mâna și pe mine. Deci, într-un fel, v-ați simțit protejată. Da, am avut o protecție. Așa zic eu. Eu cred în Dumnezeu. Eu nu merg la biserică pentru că nu am timp și, nu știu, nu am avut înclinația asta. Deci, fiecare cu latura lui. Dar în Dumnezeu cred. Pentru că trebuie să avem frică în Dumnezeu și în orice moment și la orice pas unde îl face. Da, și în primul rând... Trebuie să-i mulțumim pentru tot ceea ce facem. Și muzica pe care o reprezentați. Vă determină exact. Să credeți în Dumnezeu, să exact. Credeți în... Pentru că la noi se combină și la un moment exact. Dat anumite elemente pe care poate le regăsim și în piesele dumneavoastră sau în piesele colegilor dumneavoastră. Exact, da. Surprind aspecte momente importante din viață. Din viața fiecăruia. Din viața fiecăruia, da. Dar care sunt, asupra cărora sunt puse aceste tradiții, referindu-ne de la botez până la nuntă. Deci toate în viață, da? Au un rost. Le iei de jos, sistematic, și ajungi în vârful piramidei, dar ajungi greu, dar ajungi. Dar toate au un rost în viață. Sunt care calcă pământul ăsta degeaba. Trăiesc, efectiv, ca să trăiești pe spatele părinților sau, eu știu, câte nu se întâmplă. Sunt oameni între oameni. Dar, ca să fii om, omenia este foarte importantă. Omenia pentru noi. Dacă ar fi să vă gândiți, în primul rând, dacă ar fi să vă gândiți la dragoste, mă gândesc așa cum abia acum îmi formulez propoziția, pentru că vreau să sune cât mai bine și să puteți reda răspunsul corect. Cum e bine? Cum e mai bine în dragoste să te orientezi? Pentru că ați avut experiențe și mai puțin plăcute și plăcute. Ați avut parte de o dragoste cu năbădăi și invers. Cu năbădăi, nu? Da. Asta și năbădăul cu dragostea combinat. De aceea, e bine să... Dumneavoastră, în experiența acumulată, e bine să te lași pradă sentimentelor, să fii puțin mai rațional? Depinde de caracterul fiecăruia. Nu știu, eu știu că dacă eu iubesc pe cineva... Și el, la rândul lui, trebuie să mă iubească. Și respect, și dragoste. Care e în Qatar. Și-a dorit foarte mult să ajungă acolo. Nu pot să spun unde lucrează și... Dar sunt foarte mândră de ea. Pentru că a avut ambiție. A învățat. A făcut o academie în Madrid. După care, când a ajuns în Qatar, a făcut și acolo academia a doua oară. Și a ajuns unde a vrut ea să ajungă.
nu știu, aș putea să spun și public, dar probabil mai puțin interesează pe telespectatori chestia asta. Nu, nu ai ce mândria dumneavoastră personală. Dar sunt mândră de chestia asta. O mamă împlinită. Sunt foarte fericită. Ați reușit să împăcați până la urmă. Exact. Viața, vedeți, de asta, da, probabil, da, prin zâmbetul acesta ați fi dat-o. Nu știu, v-am zis, și... probabil și Dumnezeu m-a protejat și m-a ținut sub o aripă, sub o poală acolo sus, unde s-a uitat la mine, deci a pus mâna și pe mine. Deci, într-un fel, v-ați simțit protejată. Da, am avut o protecție. Așa zic eu. Eu cred în Dumnezeu. Eu nu merg la biserică pentru că nu am timp și nu știu, nu am avut înclinația asta. Deci, fiecare cu latura lui. Dar în Dumnezeu cred. Pentru că trebuie să avem frică în Dumnezeu și în orice moment și la orice pas unde îl face. Da, și în primul rând... Trebuie să-i mulțumim pentru tot ceea ce facem. Și muzica pe care o reprezentați. Vă determină, exact, să credeți în Dumnezeu, să, exact, credeți în... Pentru că la noi se combină credința cu tradiția și la un moment, exact, dat anumite elemente pe care poate le regăsim și în piesele dumneavoastră sau în piesele colegilor dumneavoastră. La, exact, exact, da. Surprind. La surprind aspecte momente importante din viață. Din viața fiecăruia. Din viața, da, fiecăruia. Da. Dar care sunt, asupra cărora sunt puse aceste tradiții, referindu-ne de la botez până la nuntă. Deci toate în viață, da, au un rost. Le iei de jos, sistematic, și ajungi în vârful piramidei, dar ajungi greu, dar ajungi. Dar toate au un rost în viață. Sunt care calcă pământul ăsta degeaba. Trăiesc, efectiv, ca să trăiești pe spatele părinților, sau, eu știu, câte nu se întâmplă. Sunt oameni între oameni. Dar, ca să fii om, omenia este foarte importantă. Omenia pentru noi. Dacă ar fi să vă gândiți, în primul rând, dacă ar fi să vă gândiți la dragoste, mă gândesc așa cum abia acum îmi formulez propoziția, pentru că vreau să sune cât mai bine și să puteți reda răspunsul corect. Cum e bine? Cum e mai bine în dragoste să te orientezi? Pentru că ați avut experiențe și mai puțin plăcute și plăcute. Ați avut parte de o dragoste cu năbădăi și invers. Cu năbădăi, nu? Da. Asta și năbădăul cu dragostea combinat. De aceea, e bine să... Dumneavoastră, în experiența acumulată, e bine, păi, să te lași pradă sentimentelor, să fii puțin mai rațional? Ei, depinde de caracterul fiecăruia. Nu știu, eu știu că dacă eu iubesc pe cineva... și el la rândul lui trebuie să mă iubească și respect și dragoste, altfel nu se poate, trebuie să fii pe aceeași lungime de undă. Pentru că mă uit cu drag la unii, la unele cupluri care au împlinit 40-50 de ani de căsnicie și încă se mai se iubesc și acum, da, nu neapărat cred că e dragoste aici, în primul rând este respectul unul față de celălalt, în primul rând. Bine că ei dragoste o au, e pe primul loc. E pe primul loc. Dacă nu există, dar, respectul, probabil nu se ajunge. Dar au și respectul care... 50 de ani de căsnicie. Vai, sunt mi-s dragi când îi văd. Am avut chiar acum când au fost sărbătorile vaslui lui, da. I-ați văzut acolo, l-ați cântat. Au fost vreo 33 sau nu știu cât de perechi. 33, da. De cupluri. De cupluri cu 50 de ani de căsnicie. Tare drăguț. Drăguț, vai de mine, de nu se mai poate. Și s-au distrat. Trăsăturile fizice. Dar sunt naturali. Da. Erau naturali. Deci nu prefăcuți. Au ajuns la 50 de ani de căsnicii. Deci, normal că au trecut prin multe momente în viață. Dar au ajuns. S-au respectat, s-au iubit. Felicitări pentru... Da. Aceste familii. Și în paralel, deci asta ar trebui, atunci așa ar trebui să se orienteze un suflet cald către cineva care să-și respecte. Exact. Iar în privința împlinirii profesionale, pentru că uneori viața într-adevăr îți dă momente plăcute într-un domeniu și mai puțin plăcute în celălalt. În celălalt domeniu. Dar, și că undeva trebuie să existe totuși o balanță. O balanță. Le pui în pentru balanță a putea și să se compensează. Fii bun într-un anumit domeniu, așa cum sunteți dumneavoastră. De fapt, ce reprezintă? Să faci ceea ce îți place cu adevărat, dar
Bănesc că mai ai nevoie și de muncă, noroc. Multă muncă. Muncă, muncă în primul rând. Multă gândire, multă seriozitate, multă muncă, multă oboseală, nopți pierdute. Sunt multe, multe. Se ascund multe în spatele unei asemenea meserii. Dar dacă ai pornit pe drumul ăsta și vrei să ajungi să ții cu dinții de această meserie, trebuie să lupți. Nu se poate fără muncă. Fără nopți pierdute, fără... te mai doare și ficatul, ia că te mai duci la medic. Pentru că obosești ficatul, trebuie și odihnă. Da. Și n-ai încotro. Dar ați trebuie să mergi. De-a lungul și de-a latul județului și nu numai. Și bănuiesc că și din piesele dumneavoastră și... v-ați inspirat și din piesele bunicilor, străbunicilor dumneavoastră. Uite, sau de că unde nu prea, ați... Nu prea mai și sunt, cum a fost? Nu prea mai sunt bătrâni în sat, nu prea mai ai de unde mai culegi folclor. Sau că am dus bătrânei noștri. Nici răzile cu zestri nu mai sunt. Nici... Acum mergi pe costume populare improvizate. Le cumperi, le faci la comandă. Nu mai găsești prin... lăzile de zestri, la bătrâni, la sate originale. Un element definitoriu care apoi să vă ajute și să vă faceți un costum din trebuie zonă. Trebuie să mergi pe... pe ceea ce găsiți. E ca cum să mai ține cont de zonă. Eu am multe costume populare. Am cred că vreo 12. Nu sunt enorm de multe, dar sunt mulțumită de ele. Printre care am și bluze vechi. Am o bluză, cred că are 100 de ani. Mi-a dat-o cineva de la Tatăl Mirești. Și era un fel de cămașă mai lungă, așa. Și eu am modificat-o, am făcut o bluză. E pentru mine. Și bluza pe dumneavoastră de astăzi e frumoasă. E frumoasă, dar asta e luată din comerț. Da. Deci, luată din comerț. Și bluza albă merge mai la toți artiștii. Da, și la toate costumele. Da, într-adevăr. Adică ați invitat. E frumoasă și oricum... culorile definitorii pentru zonă sunt, se regăsesc aici. La noi, zona noastră este definită prin roșu și negru. Da. Culorile noastre de zonă. Da. Roșu și negru. Dar am și din alea. Și dacă bănuiesc asta de vorba așa, ați încercat să găsiți folclor? Să, o perioadă? Nu, să știi că, da, am umblat, am vorbit cu bătrânei, mai am ceva înregistrat, mai am niște melodii care... Trebuie să le înregistrez, dar o să vedem mai spre iarnă. Acum, na. Să mai veniți cu alte surprize. Da. Da. Am avut aici, așa, din suflet i-am primit, i-am invitat, de fapt, și au venit cu plăcere, doamna învățătoare Daniela Adam, pe care o salutăm, dacă ne urmărește. O salutăm pe doamna Daniela. Am avut-o alături de noi, povestindu-ne despre viața dumneaei. De fapt, am dorit să aducem alături de dumneaei doi din ansamblul Muntenarii, pe care dumneavoastră, de la Muntenii de Sus. Și sunt cei mai în vârstă din ansamblu, la peste 80 de ani. Da, și cunosc, ne-au cântat în direct frumos și el și ea. Ce costume au, ce centuri. Exact, ce frumos mi-au vorbit de viață. Niște oameni veseli la această vârstă și atunci mi-am spus că într-adevăr e frumos fiecare și alege meseria și viața și principiile cum dorește. Dar e frumos să-ți întorci puțin privirea și spre oamenii care au trecut prin greutăți în mediul rural, acolo unde au știut de munca fizică. Ei acolo muncesc de le crapă pielea pe degete, la mâini și uite că mâinile, se țin și de tradiție. Așa, se țin de tradiție. Se țin de tradiție. Și, păcat. Păi, este foarte important să țină tradiție pentru că multe s-au pierdut de la noi. Din tradiția populară. Din păcate și remarcăm noi, asta, cred că și în rândul celor care încearcă să cânte alături de dumneavoastră. Pe noi, și indiferent unde ne-am cred, duce. Da, exact. Unui spectacol folcloric, apariția unor cântăreți care poartă așa numitul stil etno, combinând. Folclorul este, da, ștafeta noastră a românului. Indiferent unde ne-am duce, peste hotare. Pentru, deci noi reprezentăm prin costumul popular și tradiția noastră populară. Ne iubesc străinii poate mai mult la un moment dat decât ne iubim noi. Da.
și nu știm să valorificăm asta. Și, o remarcăm prin simplu fapt că... Tratarea ar trebui să se păstreze din, și da, trebuie să se păstreze din tradiție. Din fericire remarc unele comunități rurale dornice prin accesarea unor proiecte europene să achiziționeze porturi populare, încearcă să refacă desenul popular din zonă cu specialiști în domeniu. Încerc din nou refac târgurile de altă dată. Sper să țină, sper să nu fie doar elemente care să definească, zic eu, un moment aflat în apropierea unor campanii electorale, doar din dragoste. Asta trebuie să se mențină, o tradiție să păstreze. Și să păstreze. Neapărat că este un eveniment important sau nu, asta trebuie păstrată acolo, la locul ei, știți, prezentată pe oriunde. Știți că așa cum probabil și telespectatorii noștri care ne urmăresc consideră că cel mai bun acum e un pahar de vin, în viață ce e cel mai bun? Ce trebuie să gustăm? Care e vinul vieții? Eu cred că de toate trebuie să gustăm în viața asta, că mie toate îmi plac. Deci în pahar trebuie să punem de toate, să strecurăm în așa fel încât să fie gustul bun. Trebuie să punem și un pic de dragoste, trebuie să punem și un pic de fericire și un pic de noroc și mai multe trebuie să punem ca să umplem paharul vieții așa. Și probabil astfel să refacem și din versurile pe care le concepeți dumneavoastră, nu? Pentru cântece? Da, versurile eu mi le-am făcut. Așa a fost de la bun început? Da. Așa am vrut eu, a fost ambiție mea. Da. Pentru că nu mai ai de unde să culegi folclor. Și acum toți artiștii merg pe creație. Deci lasă-mi creier să am și eu piesele mele, să rămână din urma mea, doar eu nu o să muștenesc pământul. Le-au mai cântat cineva, le-au mai cântat, nu măcar o să rămână amintire acasă pentru copii, pentru cunoscuți, pentru prieteni, nu uite, a fost, am cunoscut-o, a fost cineva, o lăsat ceva din urma ei și am fost mândri de ea sau suntem mândri de ea, nu? A fost ambiția mea și eu cred că majoritatea artiștilor așa procedează. Mai găsești câte o piesă, două, o mai culești de pe aici, pe acolo, o mai refaci, o mai șlefuiești puțin, o pui la punct. Dar tot pe creație merge. Mai mult creație. Ca să simțiți că, într-adevăr, o pune și amprenta, nu doar când... Și parcă atunci te simți mai artist, mai artist când creezi. Îți bați creierii. Să ai și tu ceva al tău. V-a spus că trece timpul. A trecut ora. Nu știu când a trecut așa de repede. Trece timpul și sunt multe de povestit. Sunt multe de povestit și eu mă bucur pentru că astfel vă cunoaștem altfel. Nu doar, exact. Nu doar așa, cu zâmbetul nespus, acesta minunat. Mă bucur nespus că m-ați invitat. Că ascundeți așa și o lecție de viață pe care trebuie să ne însușim toți. Da. Și să luptăm. Probabil asta ne lipsește acum și de aceea sus, e important. Nu privim să... înainte și mergem mai departe. Pe culoarele vieții. Pe culoarele vieții, exact. Cu ce piesă ne cântați acum pe final? La mulți ani. La mulți, la mulți ani e o piesă specială pentru această zi și o dedic din nou tuturor și prietenilor mele și verișoarei mele Viorica și prietenilor mele doamna Lenuța Necula, Carmen Ivănică, fiicei mele Laura, nepoțelei Andra. Să știți că puteți să dedicați tuturor. Și fetelor de afară, vă pot urmări pe site-ul nostru. V-am și pentru Simona și pentru Mihaela, vă pup, mama, și vă iubesc mult. Și îmi permit să spun tuturor mariilor, pentru că îmi propunsesem inițial să dedic ultima piesă a dumneavoastră doamnelor, șefelor de la diferite instituții, școli, și atunci mi-am spus dacă uit vreuna din ele. Așadar, mariilor în special dedicăm această ultimă piesă. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră din suflet, pentru că ne-ați mai învățat câte ceva. Și știți ce îmi place? Îmi place că zâmbiți atât de frumos, deși ați avut multe probleme în viață. Vă mulțumim încă o dată și vă mai așteptăm alături. Cu toată plăcere. Și cu noutăți, de ce nu? Absolut. Cu alte noutăți. Azi o urare la mulți ani, la mulți ani cu bine.
sărbătoare la mulți ani. Ia turnați vin în pahare la mulți ani. Vă doresc doar fericire și să petreceți cu mine la mulți ani. Să petreceți cu mine la mulți ani, la mulți ani. Omule, să fii voios la mulți ani, să fii veșnic sănătos la mulți ani. Uite așa a trecut anul, hai să ridicăm paharul la mulți ani, la mulți ani. Uite a mai trecut un an, să închinăm câte un pahar la mulți ani, la mulți ani. Uite a mai trecut un an, să închinăm câte un pahar la mulți ani, la mulți. Să ridicăm paharul la mulți ani, la mulți ani.